Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către viceprimarul Cosmin Andrei, după ce la ușa acestuia s-au prezentat foarte mulți botoșeneni care s-au plâns că nu mai pot suporta scandalurile și certurile provocate de unii dintre chiriașii din centrul vechi sau Parcul Tineretului. Astfel, un chiriaș sau unul dintre membrii familiei care sunt amendați de 3 ori pentru tulburarea liniștii și ordinii publice își poate lua adio de la locuință. Acesta va fi evacuat din imobilul ce aparține municipalității, iar contractul va fi reziliat. Viceprimarul a venit în ședința de astăzi și cu un amendament, iar prevederile regulamentului vor fi aplicate și în cazul agenților economici din zonă. În urma dezbaterii publice pe care am făcut-o, am primit un amendament tot din partea unui chiriaș din centru istoric care propune extinderea reglementărilor și pentru societățile comerciale care folosesc spații din municipalității, din gestiunea locativă. Propunerea viceprimarului Cosmin Andrei a fost aprobată astăzi și de ceilalți consilieri locali. Acesta speră ca prin această măsură să evite tulburarea liniștii și ordinii publice atât în centrul vechi cât și în Parcul Tineretului.